Să încercăm să finalizăm această parte referitoare la modificările aduse de noul cod în zona reglementărilor privind aplicarea legii mai favorabile. Dacă discutăm despre aplicarea în cursul procesului, modificările sunt foarte puține. Sigur, principiul rămâne cel pe care îl cunoșteam din articolul 13. Nu? Dacă avem una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă. Două modificări care sunt poate de mai mică importanță, dar merită a fi semnalate. Pe de o parte, noul cod introduce în dispozițiile articolului 5 prevederea potrivit căreia se iau în calcul ca lege mai favorabilă și actele normative declarate neconstituționale sau ordonanțele de urgență respinse sau aprobate cu modificări de către Parlament, dacă au fost în vigoare de la momentul comiterii faptei până la momentul judecării definitive a cauzei. Nu este un text care să instituie o regulă nouă, este ceea ce se întâmpla și până acum, doar că textul își propune să confere un suport acestei practici existente. Dacă în materia ordonanțelor de urgență lucrurile sunt probabil mai simple, vă amintiți, discuții au fost în practică legate de deciziile Curții Constituționale, mai ales în momentul în care și-a încetat scurta existență articolul 74 indice 1, ca efect al declarării neconstituționalității și când la nivelul instanțelor și parchetelor s-au conturat două orientări, unele instanțe și parchete considerând că de vreme ce textul a fost declarat neconstituțional nu mai poate fi aplicat, întrucât decizia Curții Constituționale este general obligatorie, și alte instanțe și parchete care au procedat, după părerea mea, corect, apreciind că atâta vreme cât dispozițiile articolului 74 indice 1 au fost în vigoare o perioadă de timp de la comiterea faptei și până la rămânerea definitivă a hotărârii, ele trebuie luate în considerare și pe cale de consecință trebuie ca instanța să țină seama de aceste dispoziții. Aici să încerc să răspund și unei întrebări care a fost transmisă înainte de conferință. Se punea problema într-o speță ce se întâmplă cu situația infracțiunii continuate sau în general a infracțiunilor cu durată de consumare, la fel de bine putea să fie continuă. Dacă pe parcursul săvârșirii infracțiunii continuate a fost o perioadă de timp în vigoare 74 indice 1. Da? Deci infracțiunea continuată s-a săvârșit vreme de vreo 2 ani, să spunem, și undeva în intervalul celor 2 ani a fost în vigoare 74 indice 1, vreme de câteva luni, să spunem. Este sau nu este aplicabil? După părerea mea, nu se poate pune problema aplicării lui 74 indice 1 dacă a fost în vigoare doar la un moment dat, la un moment anterior epuizării infracțiunii continuate. Pentru că la infracțiunea continuată, ca la infracțiunile cu durată de consumare în general, momentul săvârșirii este momentul epuizării. Pe cale de consecință, dacă nu a fost în vigoare după momentul epuizării, nu textul din articolul 13, respectiv 5, spune de la săvârșirea infracțiunii, iar săvârșirea infracțiunii este momentul epuizării. Deci, practic, chiar dacă textul a fost în vigoare aproape toată durata de săvârșire a infracțiunii continuate, dar nu mai era în vigoare, fusese publicată decizia Curții Constituționale în monitor anterior momentului epuizării, nu mai putem aplica, după părerea mea, prevederile textului declarat neconstituțional. Dacă, dimpotrivă, textul declarat neconstituțional a rămas în vigoare o perioadă și după momentul epuizării, atunci da, condiția impusă de articolul 13, respectiv 5, este îndeplinită în sensul că după comiterea faptei până la judecarea definitivă a fost în vigoare o anumită perioadă de timp.
Și a doua modificare pe care o regăsim în materia, în reglementarea legii mai favorabile survenite în cursul procesului, este legată de nepreluarea de noul text a dispozițiilor articolului 13 aliniatul 2 din vechea reglementare. Practic, textul din articolul 13 aliniatul 2 conferea o oarecare autonomie funcțională, o să discutăm despre instituția autonomă imediat, o anumită autonomie funcțională pedepsei complementare față de pedeapsa principală. Pentru că, vedeți, textul spunea, dacă legea anterioară este mai favorabilă, sigur se înțelegea mai favorabilă sub aspectul pedepsei principale, pedepsele complementare se execută în conținutul și limitele prevăzute de legea nouă. Această dispoziție putea pune și niște probleme de constituționalitate, pentru că în condiția în care textul nu distingea, practic stabileam pedeapsa principală pe legea veche ca lege mai favorabilă și atunci ajungea să retroactiveze doar dispoziția din legea nouă referitoare la pedeapsa complementară, dispoziție care prin ipoteză putea fi mai severă. Ceea ce era o prevedere, sigur, la momentul adoptării codului nu punea probleme, pentru că nu aveam 15.2 din Constituție, dar după adoptarea lui 15.2, după adoptarea Constituției 91, această reglementare era de natură să pună probleme. Pe noul cod nu se mai recunoaște această autonomie funcțională pedepsei complementare față de pedeapsa principală, potrivit articolului 12 din legea de punere în aplicare a noului cod penal, în aliniatul 1 se spune în cazul succesiunii de legi penale intervenite până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, deci ipoteza despre care vorbim, pedepsele accesorii și complementare se aplică potrivit legii care a fost identificată ca lege mai favorabilă în raport cu infracțiunea comisă. Deci, practic, ceea ce avem ca lege mai favorabilă sub aspectul pedepsei principale, îmi atrage și pedepsa complementară din aceeași lege. Deci, practic, se anulează această autonomie funcțională și pedepsa principală este cea care îmi dă caracterul mai favorabil sau mai puțin favorabil al unei legi. Sigur, aici singura problemă care poate surveni legată de acest articol 12 e legată de persoana juridică, pentru că la persoana fizică e clar că nu avem niciun fel de dubiu că severitatea unui regim sancționator este dat de severitatea pedepsei principale, nu de severitatea pedepsei complementare sau accesorii. La persoana juridică însă am putea avea o problemă dacă pedepsa complementară ar fi dizolvarea sau suspendarea activității, care s-ar putea ca sub aspectul consecințelor, dizolvarea cu certitudine, nu că e pedeapsa capitală în materie de persoane juridice, dar și cealaltă s-ar putea să aibă consecințe mai drastice asupra persoanei juridice decât sancțiunea principală a amenzii. Bun, legiuitorul nu distinge pe cale de consecință. Sigur, regimul dizolvării este, știm foarte bine, foarte restrictiv, reglementat, așa încât nu cred că vor apărea neapărat probleme, dar e un aspect care merită semnal. În rest, în zona de aplicabilitate cu privire la persoanele fizice, cred că lucrurile sunt cât se poate de clare. Pe articolul 6, care corespunde articolului 14, nu avem probleme. Practic, în această materie se reiau grosomodo dispozițiile din reglementarea anterioară. O problemă care ar fi, sau câteva lucruri care poate ar mai trebui, ar mai putea fi discutate. Dacă discutăm, rămânând un pic în zona aplicării în cursul procesului, cred că este clar pentru toată lumea că aplicarea legii mai favorabile nu se poate face decât in concreto. Dacă despre dezincriminare sub imperiul vechii reglementări se spunea că se apreciază in abstract, am văzut că acum nu mai e cazul, cu privire la legea mai favorabilă care intervine în cursul procesului, totdeauna aprecierea s-a făcut in concreto, cu privire la fapta concretă.
nu de mult la o conferință am auzit o susținere care m-a descumpănit la momentul respectiv, potrivit căreia o lege, legea mai favorabilă, se apreciază in abstracto, în sensul că nu se poate ca aceeași lege să fie mai favorabilă pentru un infractor și mai defavorabilă pentru altul. Deci ori e albă, ori e neagră. Nu. Da? Legea mai favorabilă întotdeauna, de când ne știm, s-a apreciat prin raportare la fapta concretă. Și e sigur că sunt cunoscute, nu? Criteriile sunt, se are în vedere o eventuală cauză de nepedepsire sau o cauză justificativă. Nu? Dacă am o cauză care îmi permite să nu aplic o sancțiune, evident că aceea e legea mai favorabilă. Avem în vedere limitele de pedeapsă și aici, din nou, sigur, sunt situații în care de la prima vedere poți să-ți dai seama, nu, care e legea mai favorabilă. Nu? Dacă ne uităm la furtul calificat, pe codul vechi era 3-15 ani, pe codul nou e 1-5. Bun. Nici nu mă mai interesează ce a furat inculpatul, că e clar care va fi legea mai favorabilă. Dacă însă limitele variază asimetric, nu? Practic va fi mai favorabilă o lege sau alta în funcție de orientarea instanței. Nu? Dacă instanța se orientează spre maxim, va fi mai favorabilă legea care are un maxim mai redus. Dacă instanța se orientează spre minim, va fi mai favorabilă legea care prevede un minim mai redus. Prin urmare, chiar în aceeași cauză, pentru participanți la aceeași infracțiune, s-ar putea ca pentru unul legea mai favorabilă să fie legea veche și pentru altul legea mai favorabilă să fie legea nouă. Dacă în raport de criteriile de individualizare pentru unul vreți să mergeți cu pedeapsa spre maxim, va fi mai favorabilă legea care prevede un maxim mai redus. Dacă pentru altul, în raport de criteriile de individualizare din articolul 74 din noul cod, vreți să mergeți cu o pedeapsă spre minim, va fi mai favorabilă legea care prevede un minim mai redus. Prin urmare, nu doar că nu e aceeași lege mai favorabilă pentru toți infractorii din țara românească, ci chiar în aceeași cauză putem avea pentru aceeași infracțiune participanți pentru care legea să fie mai favorabilă una sau cealaltă. Și desigur, ținem seama de modalitățile de individualizare a executării. Aici unele situații sunt expres reglementate în normele, tranzitorii. Nu? De pildă, avem articolul 16 din LPACP, care ne spune că, nu ne spune explicit că este mai favorabilă legea veche, dar precizează care sunt criteriile în raport de care apreciem o lege ca fiind mai favorabilă sau mai puțin favorabilă și textul arată că se are în vedere în principal conținutul și nu durata termenului de supraveghere. Și atunci, dacă ne raportăm la suspendarea sub supraveghere din cele două, reglementări, în mod evident este mai favorabilă legea veche pentru că, practic, deși termenul este mai mare, conținutul este mai favorabil, nu presupune muncă în folosul comunității, etc. În ceea ce privește suspendarea condiționată, aici nu avem un text care să ne spună cum determinăm legea mai favorabilă, suspendare raportat la amânare, nu? Care este modalitatea care îi se substituie în noul cod penal. Personal, înclin să cred că suspendarea, din nou, este mai favorabilă decât amânarea, aplicând același principiu înscris în articolul 16, în sensul care 16 din legea de punere în aplicare, principiu care, așa cum spuneam, conferă mai multă greutate conținutului în detrimentul termenului. Aici am înțeles că unele instanțe au mers și pe soluția contrară, în sensul de a considera mai favorabilă amânarea în raport de suspendare, cu motivarea că amânarea, fiind o soluție procesuală distinctă, nu presupune o condamnare.
și pe cale de consecință nu se leagă de eventuala de această soluție, nu se leagă eventuale alte consecințe, decăderi, interdicții și așa mai departe, care ar fi consecutive unei hotărâri de condamnare. Nu știu dacă asta ar fi, dacă sigur, e un argument fără îndoială, e o realitate, că nu am o hotărâre de condamnare pe cale de consecință pe durata termenului, el nu e condamnat, dar nu știu dacă aș putea să calific o lege ca fiind mai favorabilă sau nu în raport de eventuale consecințe extrapenale, pentru că practic consecințele astea decurg de încet, din faptul că dacă are o anumită funcție, dacă a fost condamnat, s-ar putea să nu mai poată să își exercite funcția sau profesia respectivă, ceea ce la amânare, prin ipoteză, nu s-ar pune problema. Personal înclin să cred că suspendarea rămâne mai favorabilă. Bun, oricum la finalul termenului este reabilitat de drept, deci tot acolo ajungem, suspendarea fiind pe legea veche, dar e de luat în calcul poate și acest aspect, chiar dacă după părerea mea nu e de natură să schimbe ierarhia celor două legi. În fine, executarea la locul de muncă, știți foarte bine că a fost extrem de rar aplicată, dar în condițiile în care, să spunem, pe legea nouă nu ar fi îndeplinite condițiile nici pentru dispunerea suspendării, nici pentru dispunerea amânării, teoretic, în situațiile tranzitorii, s-ar mai putea dispune și executarea pedepsei la locul de muncă. Ar fi un pic ciudat să renască această instituție exact acum, pe zona situațiilor tranzitorii, după ce de ani de zile n-a mai fost aplicată. Da? Dacă e să o comparăm cu executarea efectivă, evident că este mai favorabilă în raport de celelalte instituții, categoric nu. Un ultim aspect până să ajung la legea mai la aplicarea facultativă. Iarăși o întrebare care a apărut în practică. Ce se întâmplă cu situațiile sau cu o anumită categorie de situații care în esență presupun următorul lucru. Avem o hotărâre de condamnare pronunțată pe final de ianuarie. Rămâne definitivă prin nerecurare, mă rog, neapelare pe nou cod, termenul expirând după 1 februarie. E pe 5 sau pe 6? Dacă e să ne raportăm la textele respective, nu e nici pe una, nici pe alta, pentru că articolul 5 spune dacă de la săvârșire până la rămânerea definitivă a hotărârii intervenit una sau mai multe legi penale, instanța va aplica legea penală mai favorabilă. Practic, după, e adevărat, hotărârea nu era definitivă la momentul când a intrat în vigoare legea nouă, ea a devenit definitivă la expirarea termenului de recurs, mă rog, apel. Dar n-a mai avut o instanță care să vadă dosarul respectiv, da? Cauza n-a mai ajuns pe masa unui judecător. Articolul 6, iarăși nu strict în litera lui, nu ar fi aplicabil pentru că articolul 6, corespondentului 14, nu spune că se aplică dacă după rămânerea definitivă a intervenit o lege nouă mai favorabilă. Personal, mi-e greu să văd o aplicare a articolului 5 în situația asta, pentru că, sigur, echitatea poate spre 5 ne-ar conduce, că strict pe ipoteză e 5. Bun. Problema acolo e care ar fi calea procesuală ca să pot să valorific acest articol 5, pentru că, în mod normal, în momentul în care hotărârea mea mi-a rămas definitivă, nu mai am decât contestația la executare. Dar prin contestație la executare eu nu prea mai pot să fac o aplicare a lui 5. Asta ar însemna o judecată pe fond, să fac o individualizare
în raport de o nouă individualizare a pedepsei ca să dau o soluție pe legea nouă. Personal, cred că într-o asemenea situație ca soluție de avarie ar fi șasele. Asta, sigur, sub rezerva că pedeapsa concret aplicată depășește maximul prevăzut de legea nouă. Dacă, spre exemplu, a primit o condamnare de 4 ani pentru un furt simplu, da, și intră în vigoare nou cod care prevede maxim 3, asta este, aplicând articolul 6, așa, printr-o analogie în favoarea inculpatului, e clar că e o situație nereglementată, pot să reduc pedeapsa până la maximul prevăzut de legea nouă. Dar nu văd cum ar putea fi aplicat articolul 5 într-o situație de genul ăsta, pentru că, deși strict pe text am putea discuta de un 5, nu văd care ar fi calea în care modificare, să spunem, a hotărârii care între timp rămăsese definitivă. De aceea, sigur, până la urmă e și culpa lui că n-a fost suficient de precaut să exercite calea de atac în termen și a rămas hotărârea definitivă. Putem spune, asta îi atrage pierderea beneficiului articolului 5 și rămâne doar să ne asigurăm că hotărârea este legală în raport de articolul 6. În fine, o ultimă modificare în zona aceasta este legată de aplicarea, sau mai exact de neaplicarea facultativă a legii penale mai favorabile. Practic, noul cod nu reia dispozițiile din articolul 15 privind aplicarea facultativă. Pe cale de consecință, nu avem o instituție similară, mai mult decât noul cod. Mai mult decât atât, articolul 4 din LPACP prevede explicit că nici măcar cu titlul de lege mai favorabilă nu se poate aplica articolul 15 din vechiul cod. De ce? Pentru că, alminteri, dacă nu ar exista această dispoziție, și tot discutăm despre instituții autonome sau neautonome, evident, normele referitoare la aplicarea în timp constituie ele însele, formează ele însele o instituție autonomă, și s-ar fi putut discuta despre aplicarea articolului 15 ca lege mai favorabilă pentru aceste situații tranzitorii. Nu cred că este cazul. Articolul 4 prevede explicit că nu se poate, da? Pedeapsa aplicată pentru infracțiune, pentru o hotărâre care a rămas definitivă și care nu depășește maximul special prevăzut de noul cod, adică nu sunt întrunite dispozițiile art 6, nu poate fi redusă în urma intrării în vigoare acestei legi. O să vedem cu certitudine, acest articol 4 va fi printre primele care vor ajunge la Curtea Constituțională, pentru că, dacă nu o fi și ajuns deja, pentru că există în doctrină un curent de opinie care susține ideea neconstituționalității acestui text, pe motiv că ar încălca prevederile articolului 15 aliniatul 2 din Constituție. Personal nu văd, așa cum am mai spus, o problemă de constituționalitate aici. În primul rând, pentru că, după părerea mea, și poate Curtea Constituțională o să ne o spună ca să ne lămurească, pentru că până acum nu a avut ocazia să se pronunțe, dacă 15.2 din Constituție creează un drept sau o obligație a legiuitorului la retroactivitatea legii mai favorabile. Pentru că uneori se spune, articolul 15.2 obligă la retroactivitatea legii mai favorabile. Eu cred că 15.2 permite retroactivitatea, pentru că dacă admitem că 15.2 ne obligă la retroactivitate, asta înseamnă că avem o problemă de constituționalitate și cu articolul 6 din noul cod, care îmi limitează incidența retroactivității la modificările pe pedeapsă, nu la modificări pe alte elemente. Dar dincolo de asta, problema care se pune aici nu este legată de retroactivitatea legii noi mai favorabile, este legată de ultraactivitatea legii vechi mai favorabile. Nu? Că 15 din vechiul cod e o normă abrogată care ar avea vocație de aplicare ca lege mai favorabilă după ieșirea ei din vigoare. Ceea ce, cu certitudine, nu e scris nicăieri în Constituție,
un drept la ultraactivitatea legii mai favorabile. Aceea, personal, nu cred că se va pune problema declarării neconstituționale, dar sigur că vom vedea ce va spune curtea în legătură cu această problemă. Ca explicație pentru această modificare, pe de o parte, discuția a fost în zona garantării autorității de lucru judecat a hotărârii definitive, care, sigur, se găsește restrâns această autoritate de lucru judecat atunci când discutăm despre articolul 6, nu? Pentru că e vorba tot de o intervenție pe o hotărâre definitivă, dar acolo există un temei legat tocmai de asigurarea legalității în activitatea de aplicare și executare a sancțiunilor penale. Practic, legalitatea pedepsei implică existența unui suport nu doar la momentul pronunțării, ci și pe toată durata executării sancțiunii. Or, sigur, dacă eu am aplicat 4 ani și maximul prevăzut de legea 9 e de 3, am acea diferență de un an care nu-și mai găsește un suport într-o lege în vigoare. Și atunci pot să afectez autoritatea de lucru judecat ca să asigur respectarea principiului legalității. Aici însă, la 15, hotărârea este legală și pe legea veche și pe legea nouă, prin ipoteză, nu am de-a face cu o problemă de legalitate. Prin urmare, ar însemna să sacrific autoritatea de lucru judecat pentru ce? Eventual, poate pe considerente de echitate, dar nimic mai mult. Și mai e un aspect, de data asta, care ține de specificul frământărilor legislației noastre penale. Așa cum știți foarte bine, din momentul în care limitele de pedeapsă au luat o razna în codul nostru penal, individualizarea nu s-a mai făcut niciodată în raport de maximul special pentru infracțiunile respective. Degeaba am o pedeapsă de la 3 la 15 ani pentru furtul calificat sau de la 10 la 20 pentru furtul cu consecințe deosebite grave. Niciodată individualizarea nu s-a făcut în raport de acest maxim. Și pe bună dreptate, că bun, ce să fure ăla ca să-i dau 20 de ani de închisoare? Să fim serioși, nu-i dau la omor 20 de ani decât în cazuri cu totul excepțional. Și atunci, bun, în condiții în care individualizarea nu s-a făcut în raport de maxim, de ce să reduc pedeapsa concret aplicată în contextul în care maximul revine acolo unde era normal să fie? Da? Dacă ne uităm la pedepsele aplicate pentru furtul calificat, nu? Sunt pedepse de 3, de 4 ani, nu? Fără ca alte cauze de agravare. Probabil că tot 3 sau 4 ani primea și dacă pedeapsa era de la 1 la 5 sau de la 2 la 7, cum prevede noul cod. Prin urmare, nu există nicio rațiune pentru reducerea acestor pedepse și așa se face că nu s-a dorit preluarea în noul cod a dispoziției din articolul 15 din vechiul cod. Cam acestea ar fi în mare modificările pe care noul cod le aduce în materia reglementărilor privind aplicarea legii penale în timp. Dacă dumneavoastră mai aveți eventuale întrebări, vă rog, numai o clipă să vedem un microfon. Bună ziua, Diana Cotoi de la Tribunalul Olt Mulmesc. Aș avea și o întrebare. Bunoară, în situația infracțiunilor de furt simplu sau calificat, dacă pedeapsa aplicată potrivit vechiului cod penal este, să zicem, nu știu, de 7-8 ani, zicem la furtul calificat 8 ani, iar pedeapsa prevăzută în nou cod penal ar fi de 7 ani, dar s-au prevăzut circumstanțe atenuante și reținerea circumstanțelor atenuante în hotărârea de condamnare, este posibilă reducerea, deci stabilirea unei pedepse mai mici decât cuantumul prevăzut de noul cod penal, raportându-ne totuși la faptul că în favoarea respectivei persoane condamnate s-au reținut circumstanțe atenuante? Depinde de circumstanțe. De ce? Pentru că, deci, odată, o să revin ceva mai încolo și pe mecanismul de aplicare la circumstanțe, dar aici toată lumea este de acord că circumstanțele nu au autonomie funcțională față de pedeapsa sau față de încadrarea faptei și limitele de pedeapsă atrase. Deci din start nu pot să rețin, să spun, limita de pedeapsă din legea 9, 1-5 ani să spunem, și să dau efect circumstanțe atenuante din legea veche. Da? Deci
încadrarea și circumstanța merg global, merg întotdeauna pe legea nouă. A doua observație. Trebuie să vedem dacă, și aici practica este destul de puțin unitară din ce am înțeles și la nivelul comisiilor și la nivelul instanțelor, părerea mea este că ar trebui să vedem și dacă circumstanța care a fost reținută se regăsește sau nu în legea nouă. Pentru că dacă ne uităm la circumstanțele, la reglementarea circumstanțelor atenuante, sigur, ne referim principal la cele judiciare, că aici era problema, în legea nouă, reglementarea este mult mai restrictivă decât cea pe care o aveam în legea veche. Și când spun restrictivă, nu mă refer doar la efectul lor, pentru că nu se mai coboară obligatoriu sub minimul special, ci limitele se reduc o treime, dar chiar sfera împrejurărilor care pot să fie reținute cu titlul de circumstanțe atenuante judiciare este mult restrânsă. Dacă ne uităm în prevederile articolului 75 aliniatul 2, o să constatăm că mai avem doar două categorii de circumstanțe sau două împrejurări așa generic reglementate ca cu titlul de circumstanțe atenuante judiciare. Pe de o parte, eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, pe care o regăseam și în vechea reglementare. Și, pe de altă parte, împrejurările legate de fapta comisă, care diminuează periculozitatea faptei sau a făptuitorului. Aici este extrem de important, pentru că nu mai putem reține, de pildă, o circumstanță atenuantă care se reținea cel mai frecvent în practică, și anume buna conduită până la săvârșirea faptei. Aceasta nu este o împrejurare legată de faptă, este o împrejurare legată de persoana făptuitorului, de persoana infractorului. Și atunci, după părerea mea, deși din ce am reușit să văd, practica este împărțită și e undeva cam jumătate-jumătate. Eu cred că dacă s-a reținut 74 litera A, de exemplu, deci buna conduită, nu putem să, nu putem, când comparăm, să comparăm cu maximul redus cu o treime, ci vom compara cu maximul așa cum este prevăzut în noua lege. De ce? Pentru că circumstanța care a fost reținută de către instanță nu se regăsește în legea nouă. Dacă a fost reținută circumstanța, stăruința depusă pentru a înlătura urmările și a repara prejudiciul cauzat, această circumstanță o regăsim și în legea nouă și atunci aici, da, circumstanța existând în ambele legi și fiind definitiv câștigată cauzei, practic mă face să merg să mă raportez la maximul prevăzut de legea nouă, redus cu o treime în considerarea acestei circumstanțe. Aici, la articolul 6, cred că lucrurile sunt foarte simple, sau ideea e foarte simplă. Trebuie să ne asigurăm doar că hotărârea este legală. Iar legalitatea hotărârii înseamnă că pedeapsa pe care am aplicat-o și care se află în curs de executare nu depășește ceea ce aș putea aplica pe aceeași stare de fapt pe legea nouă. Or, dacă pe legea nouă a comis un furt și am reținut stăruința depusă pentru a despăgubi victima, bun, n-a reușit să o despăgubească ca să nu am altceva, dar bun, omul a încercat, etc., pot să rețin această circumstanță. Care e maximul pe care pot să îl aplic pe legea nouă? Păi 5 ani redus cu o treime. Sigur, aici, dacă prima instanță, sigur, iarăși unii au spus, păi circumstanțele astea sunt judiciare, ele pot să fie sau să nu fie reținute cauzei. De acord, dar ele au fost reținute printr-o hotărâre intrată în autoritate de lucru judecat. Eu acum, în contestația la executare, nu pot să vin să spun nu era cazul ca instanța să valorifice. E adevărat că omul a depus niște eforturi să repare prejudiciul, dar nu era cazul să rețină cu titlul de atenuantă judiciară. S-a reținut, a intrat în autoritate de lucru judecat și mă duc cu ea înainte. Și atunci, într-o situație de genul acesta, deci dacă circumstanța există și în legea nouă,
trebuie să-i dau, și a fost reținută, trebuie să-i dau efectul prevăzut de legea nouă. După cum, dacă circumstanța nu a existat, sau a existat, dar n-a fost reținută de instanță în hotărârea de condamnare, evident, nu pot să o rețin în hotărârea prin care fac aplicarea articolului 6 și să reduc în considerarea acestei împrejurări. De aceea spuneam, depinde de circumstanță și de efectul acesteia. Alte? Dacă nu, cam atât legat de... Se poate? Vă rog, da, sigur. Mai întâi. E mai bine să aveți un microfon. Da, vă rog. Sunt situații în care legea nouă și legea veche par identice, cel puțin din perspectiva aplicării primei etape a unei pedepse. În cazul ăsta, articolul 5 din legea de punere în aplicare ne spune totuși să alegem una dintre legi ca fiind mai favorabilă, pe care o alegem. N-am o obligație să... Deci dacă cele două texte sunt... Deci dacă textele sunt identice, eu nu am o obligație să aleg sau să spun că să calific că una este mai favorabilă. Întrebarea este cum fac încadrarea, pe legea veche sau pe legea nouă. Exact. Aici părerile sunt împărțite. Eu am mers întotdeauna pe ideea că ar trebui să mă raportez la legea nouă din următorul considerent, că tot ceea ce se va întâmpla ulterior legat de acea condamnare va face trimitere la legea nouă. Dacă intervine o lege de grațiere, efectele sau în legea de grațiere se va spune că sunt sau nu sunt grațiate infracțiunile cu, mă rog, din nou cod, să spunem, nu o să mai facă referire la numerotarea din vechiul cod. Deci din considerente, să spunem, de comoditate. În favoarea celuilalt punct de vedere se spune, dom'le, e principiul activității legii penale. Bun, se spune legea penală se aplică infracțiunilor săvârșite în perioada cât ea se afla în vigoare. E adevărat, și acest principiu al activității pornește de la premiza că legea respectivă mai este în vigoare, pentru că, alminteri, am avea o succesiune de legi. Repet, din punctul meu de vedere, e mai corect să ne, sau poate mai util, nu știu dacă neapărat mai corect, să ne raportăm la legea nouă, la numerotarea din legea nouă. Dar nu cred că e o problemă de legalitate a hotărârii, nici dacă pronunțăm condamnarea în raport de textul din legea veche, dacă cele două sunt identice și practic nu pot să spun că una ar fi mai favorabilă decât cealaltă. Da. Aici este o discuție foarte lungă cu schimbarea asta de încadrare. Eu personal, iarăși, dar am recunoscut-o și o recunosc întotdeauna, nu am fost niciodată așa un intim al procedurii penale, încât să am pretenția că pot emite păreri avizate în materie de procedură penală. Am o oarecare reținere în a merge pe ideea de schimbare, de încadrare, ori de câte ori hotărârea o pronunț în baza altui text decât cel pentru care mi-a fost trimis în judecată sau am făcut sesizarea inițială. Acum, sigur, sunt situații în care schimbarea este obligatorie. Nu? Dacă am, de exemplu, un 178 aliniatul 3 pe legea veche, care pe legea nouă mi se rupe într-un concurs între o ucidere din culpă și o infracțiune din codul penal, fosta preluată din codul rutier, acolo inevitabil trebuie să am de-a face cu o schimbare de încadrare. În rest, acolo unde e vorba doar de aplicarea dispozițiilor referitoare la legea penală mai favorabilă, nu știu dacă neapărat trebuie să vorbim de o schimbare de încadrare. Sigur, în general, și aici și practica merge ba pe o soluție, ba pe alta. Am văzut minute care încep cu schimbă încadrarea juridică așa sau care pur și simplu spun condamnă în baza art cu aplicare art 5 sau art 13, cum era înainte. Sigur, ceea ce este fundamental, dincolo de aspectul formal al schimbării sau neschimbării, este că garanțiile sunt aceleași. Deci, practic, și aici trebuie să pun în discuție, exact cum aș face o la schimbare de încadrare, trebuie să văd care este poziția părților din proces referitoare la legea mai favorabilă. Sigur că
Probabil punctul de vedere, bun, uneori va fi același, că bun, dacă discut despre furtul calificat, e evident care e legea mai favorabilă. Sigur, dacă discut despre o situație în care pedepsele învariază asimetric, probabil parchetul o să spună că bun, e nevoie de o pedeapsă mai mare și atunci e mai favorabilă legea care vede maximul mai redus și apărătorul inculpatului va spune că pedeapsa trebuie spre minim și atunci e mai favorabilă cealaltă și judecătorul vede ce face. Dar este fundamental să fie pusă în discuție această problemă a determinării și aplicării legii penale mai favorabile dincolo de aspectul formal al schimbării. Uneori probabil că se preferă recurgerea la mecanismul schimbării tocmai pentru a fi cât mai sigur că am bifat toți pașii în algoritm și toate garanțiile care trebuie respectate. Iarăși, luați-o sub beneficiu de inventar, nu sunt procedurist, dar din punctul meu de vedere nu cred că e o problemă de legalitate dacă n-am schimbat formal încadrarea juridică, repet, sigur, acolo unde acest lucru nu este absolut necesar, acolo unde ies dintr-o infracțiune continuată, într-un concurs, în complexă, în concurs și așa mai departe, acolo e fundamental să fac schimbare, după părere, cred și eu. Aș mai avea o altă întrebare. În legătură cu aplicarea pedepselor complementare și accesorii, și în special în situația în care legea mai favorabilă seamănă foarte tare legea veche cu legea nouă, putem ține în condițiile R12 din legea de punere în aplicare a codului penal cont în stabilirea uneia dintre legi ca fiind mai favorabilă și de modalitatea nouă, respectiv veche, pe pedepsele complementare și accesorii? Depinde ce se modifică. Dacă se modifică pedeapsa principală, atunci cu certitudine determinăm legea mai favorabilă în raport de pedeapsa principală, chiar dacă legea nouă ar fi să spune, dacă legea nouă e mai favorabilă sub aspectul pedepsei principale, asta este legea mai favorabilă, chiar dacă sub aspectul pedepsei complementare e, să zicem, mai favorabilă legea veche pentru că prevede un număr mai restrâns de drepturi care puteau fi interzise ca pedeapsă complementară. Dacă nu se modifică pedeapsa principală, da? Deci practic nu am o modificare pe pedeapsa principală și modificarea îmi survine doar în zona pedepsei complementare, atunci evident va fi fac aplicarea legii mai favorabile prin raportare la pedeapsa complementară și va fi mai favorabilă una sau alta în funcție de asta. Dar dacă se modifică și pedeapsa, legea pe care articolul 12 asta ne spune, în esență, că stabilesc sau aplic pedeapsa complementară și implicit cea accesorie, în raport de legea sau pe baza legii pe care am determinat-o ca fiind mai favorabilă. Haideți să luăm un caz concret. Avem situații în care nu se modifică minimul pentru infracțiunea de care trimis în judecată inculpatul, se modifică doar maximul, în sensul reducerii acestuia. Orientarea instanței este tot spre minim și așa chiar și mai departe orientarea și este suspendare, care suspendare mi-ar duce la aplicarea unei pedepse accesorii pe legea veche care ar fi suspendată obligatoriu. Pe legea nouă s-ar părea că ar trebui să îi stabilesc o pedeapsă complementară implicită accesorie care nu se suspendă. Totuși ce alegem în situația? O precizare aș face legat de regimul pedepsei în situația respectivă. Cred că trebuie să analizăm distinct, acum sigur aici intrăm deja în zona instituțiilor autonome sau neautonome. Cred că suspendarea e autonomă față de determinarea. Inclusiv la pedepsele complementare? Nu, mă refer la pedepsa sub aspectul pedepsei principale, asta vreau să zic. Revin însă la pedepsele complementare și accesorii. Pe legea veche, pedepsa complementară, sigur, vorbim de interzicerea unor drepturi, nu de degradarea militară, că cele nu se întâlnea niciodată cu suspendarea. Pedepsa complementară a interzicerii unor drepturi, în caz de suspendare, nu prea ajungea niciodată să fie executată, pentru că chiar dacă o pronunțam pe perioada termenului de încercare, în mod normal s-ar fi executat pedeapsa accesorie, dar aveam text care îmi spunea că se suspendă, iar pedeapsa complementară ar fi trebuit să înceapă să se execute din momentul în care pedeapsa principală era executată sau considerată ca executată. Sigur că în acel moment intervenea și reabilitarea de drept și atunci nu se mai executa decât dacă sigur s-ar fi ajuns la revocare sau anulare. Pe noul cod, situația este următoarea.
dacă aplic, dacă stabilesc o pedeapsă complementară la suspendare, pedeapsa complementară, același conținut îl va avea și pedeapsa accesorie. Deci drepturile pe care le-am interzis cu titlul de pedeapsă complementară vor fi interzise și cu titlul de pedeapsă accesorie. Acum, potrivit reglementării din noul cod, pedeapsa complementară se execută pe durata termenului de supraveghere și după aceea, dacă este cazul, pentru că pe noua reglementare, suspendarea nu mai are ca efect reabilitarea de drept și pe cale de consecință, executarea pedepsei complementare poate merge dincolo de momentul împlinirii termenului de supraveghere. Pedeapsa accesorie, legea nu mai spune nimic despre ea. Principiul este accesorium servitur principalem. Dacă pedeapsa principală este suspendată, este suspendată și executarea pedepsei accesorii. Ce se întâmplă mai departe dacă ajungem să revocăm suspendarea sau să anulăm și să punem în executare pedeapsa care inițial a fost suspendată, redevine executabilă și pedeapsa accesorie și după aceea se va executa eventuala diferență din pedeapsa complementară cât nu s-a executat până la momentul revocării. Bun. Acestea fiind zise sub aspectul precizărilor legate de regimul pedepsei complementare și accesorii, repet, dacă pedeapsa principală, cum spuneați dumneavoastră, are același minim și instanța ajunge la concluzia că pedeapsa se îndreaptă spre minim, nu putem spune că e mai favorabilă, pentru că, reamintesc, aprecierea legii mai favorabile o facem întotdeauna in concreto, da? Nu calificăm legea nouă, să spunem, e mai favorabilă fiindcă are maximul mai mic. Nu, pentru că s-ar putea să nu mă intereseze maximul în individualizarea pe care o fac. Dacă apreciez că se impune aplicarea unei pedepse spre minim, constat că cele două legi au același minim și atunci pot să fac o aplicare a legii mai favorabile cu privire la pedeapsa complementară și să constat că pe o lege pedeapsa complementară merge până la 10 ani, pe cealaltă merge numai până la 5. Bun. E mai favorabilă legea care îmi prevede pedeapsa complementară care merge doar până la 5 ani, să spunem. Dar asta ține de orientarea în concrete instanțe. Dacă însă instanța apreciază că trebuie mers spre maxim, deja îmi intră în discuție, în algoritm, criteriul principal, acela al pedepsei principale. Și atunci a spus, bun, o legea nouă are maximul, legea veche are maximul de 15 ani, legea nouă are maximul de 5 ani. Bun, e clar că merg spre maxim, dar atunci e mai favorabilă legea nouă și atunci o iau la pachet cu pedeapsă complementară și accesorie cu tot. Alte? Bun, dacă nu, haideți să vedem autonom sau neautonom, pe bucăți sau global. Sigur, aici, din totdeauna și în toate legislațiile, au fost două sisteme de evaluare atunci când în discuție intră mai multe instituții. Pe de o parte, sistemul aprecierii globale, spunem, încadrăm totul pe o lege, încadrăm totul pe cealaltă lege și vedem ce iese. Soluția la care ajungem este cea care soluția mai blândă la care ajungem este sigur cea care ne indică și legea mai favorabilă. Sigur, este un sistem mai simplu, să spunem, de aplicare. Dar nu sunt neapărat convins că este și un sistem corect și un sistem funcțional. Subliniez însă încă o dată ceea ce spuneam la început. Nu am nicio miză personală în a susține un sistem sau altul. Nu am înțeles niciun moment să mă lansez în vreo bătălie, nici doctrinară, nici jurisprudențială legat de această chestiune. Pur și simplu însă m-aș bucura să văd o dezbatere onestă, pentru că am văzut tot felul de puncte de vedere mai scrise, mai verbale,
prin care, în care se făcea trimitere la tot felul de opinii exprimate în doctrină, care n-au fost exprimate niciodată în felul acesta și, nu știu, parcă dă așa o notă de neseriozitate, așa o păcăleală care chiar nu își are locul în zona asta. Care este, și cred că în rezolvarea acestei dispute trebuie să vedem ceea ce e unanim acceptat și ceea ce lasă loc de discuții. Toată lumea e de acord că nu se poate opera cu lex tertia. Problema e asta pe de o parte, după cum la fel de larg împărtășită este sau ar trebui să fie, ideea că interzicerea sau interdicția lex tertia îl privește doar pe judecător, nu pe legiuitor. Am auzit puncte de vedere care au spus, pe cum, ce, nu se poate, cum adică legiuitorul să prevadă că se combină dispoziții din două legi? Da, legiuitorul poate să prevadă ce dorește. Interdicția lex tertia este dată tocmai pentru a nu-i permite judecătorului să devină legiuitor, pentru a nu-i permite judecătorului să creeze el o lege pe care legiuitorul n-a dorit să o creeze. Nu-i permite, pentru a nu permite puterii judecătorești să se substituie puterii legislative. Iar exemple de lex tertia create de legiuitor sunt destule și tocmai adineauri vorbeam de 13 aliniatul 2 din vechiul cod, în care nu se spunea că pedeapsa principală se aplică pe legea veche și pedeapsa complementară pe legea nouă. Ce e asta? Lex tertia. Da, nu, bun, textul avea alte, sau putea avea alte probleme, dar nu legate de faptul că era o lex tertia, pentru că era o creație a legiuitorului și legiuitorul era îndrituit să facă acest lucru. Marea problemă este însă aceea de a defini ce înseamnă lex tertia. Aici s-a mers într-o opinie spunându-se avem de-a face cu lex tertia ori de câte ori în aceeași cauză se aplică dispoziții din două sau mai multe legi. Practic, o cauză trebuie soluționată prin sau pe baza aceleiași legi. Și dacă avem un concurs de infracțiuni, trebuie să încadrăm toate faptele pe o lege și tratamentul sancționator pe aceeași lege. Facem același lucru cu legea următoare și vedem care este mai favorabil. În conformitate cu celălalt punct de vedere, lex tertia înseamnă să mixez, să combin dispoziții din legi diferite în cazul aceleiași instituții. Și aici ajungem, de fapt, la problema care frământă doctrina și practica de la noi de ceva vreme încoace, global sau pe instituții. N-o să vă ascund, n-aș mai putea să o fac, că sunt un partizan hotărât al aplicării pe instituții. Dar asta nu înseamnă că am dreptate și nu înseamnă că vreau să impun un anumit punct de vedere. Haideți însă să vedem, pentru că se spune întotdeauna s-a aplicat global la noi. Vă dau doar câteva exemple din jurisprudența Curții de Casație Interbelică. Exact la momentul succesiunii celor două coduri, sau mă rog, acolo erau mai multe coduri, că erau fiecare regiune cu codul ei și după aceea, în 37, la 1 ianuarie, a intrat în vigoare noul cod. Iată ce spune Curtea de Casație în 37. Se poate face aplicațiunea cumulativă a două legiuiri în caz de concurs a două infracțiuni, ori de câte ori instanțele de fond găsesc că pedeapsa pentru una din infracțiuni este mai mică după una din legiuiri, iar pentru cealaltă infracțiune, pedeapsa este mai mică după cealaltă legiuire.
E o lucrare, o culegere de jurisprudență foarte puțin cunoscută la noi, din păcate, această lucrare a lui Papadopoul Stoienescu Protopopescu, pentru că ea a circulat foarte puțin. Ea a fost publicată în 48 și la câteva luni a fost retrasă de pe piață, pentru că era schimbarea de regim și erau, mă rog, lucruri mai complicate acolo. Dar este probabil cea mai bună sinteză de jurisprudență interbelică atât a curții de casație, cât și altor instanțe. Aceeași curte de casație, secția 2, secția penală, un an mai târziu spunea, deși instanța de apel a aplicat împotriva inculpatului în ceea ce privește calificarea faptului și gradarea pedepsei textele din vechiul cod, ca unele ce conduceau la o pedeapsă mai blândă, era îndreptățită să facă în favoarea acestuia dacă a găsit că merită acest tratament și aplicațiunea art. 65 din noul cod, suspendarea condiționată, era în speță, deoarece conținea un principiu de drept menit să ducă la ușurarea situației inculpatului. Apropo de ce spuneam adineauri, suspendarea este o instituție autonomă și are autonomie funcțională față de pedeapsă. Prin urmare, faptul că am stabilit pedeapsa potrivit unei legi nu mă obligă să urmez regimul prevăzut pentru pedeapsa respectivă în aceeași lege. O altă susținere este aceea că din totdeauna doctrina română a fost favorabilă aplicării globale. Din păcate, iarăși, dacă ne ducem la surse, constatăm că nici această aserțiune nu se susține. Repet, nu vreau să înțelegeți de aici că e fundamental greșit să mergem pe sistemul aprecierii globale. E un sistem care a fost susținut, care poate fi susținut. Dar ideea este să vedem care e tradiția la noi, care au fost soluțiile de până acum și, sigur, să decidem în cunoștință de cauză noastră, să decideți fiecare spre ce merge. Se spune, Traian Pop susținea aplicarea globală. Totul sau nimic. Iată ce spunea Traian Pop în 1923, după ce prezintă cele două poziții, dacă se poate sau nu se poate combina, pot sau nu pot fi combinate dispoziții din două legi, spune, chestiunea este controversată, existând două concepții, una a indivizibilității legilor concurente, cealaltă care susține teza divizibilității acestor legi. După concepția întâia, nu este permisă combinația menționată, căci aceasta ar însemna nu aplicarea legii mai blânde, ci o lege alcătuită de judecător, astfel că întotdeauna ar trebui de fapt aplicată o singură lege și nici de cum o combinațiune a mai multor legi. După care ce spune profesorul Pop? După cea de-a doua este admisă combinația, căci altfel principiul aplicării legii mai blânde s-ar valida defectuos. Acest punct de vedere, pe care îl împărtășește și jurisprudența de curții de casație, sau cel puțin are mai multă preferință pentru acest punct de vedere, restricțiunea care se impune acestei soluții, pe care o admitem și noi, este aceea ca dispozițiunile alese din două sau mai multe legi concurente să nu fie incoerente. Altfel spus, să nu fie incompatibile între ele. Deci, de unde și până unde aplicare globală la Traian Pop, n-am înțeles. Mai departe, se spune că și profesorul Antoniu ar susține aplicarea globală. Ce spunea în 72 profesorul Antoniu, cu un comentariu, codul penal adnotat sub coordonarea profesorului, sub coordonarea lui Teodor Vasiliu? Aplicarea legii mai favorabile. În cazul concursului de infracțiuni, instanța va stabili care este legea mai favorabilă în raport de fiecare dintre infracțiunile concurente, după care va aplica și regulile concursului din legea care va fi găsită mai favorabilă infractorului. Este discutabil, atât, că aici mai departe merge, spune, discutabilă chestiunea dacă se aplică obligatoriu legea nouă pentru infracțiunile comise sub legea nouă. 10 ani mai târziu, ceva mai mult,
În practica judiciară penală, scrisă împreună cu profesorul Costică Bulai, de data asta, mult mai tranșant, în comentariul pe care îl face, domnul profesor Antoniu spune foarte clar că e vorba despre o aplicare autonomă. Și citez. Numai o clipă, că nu mai știu unde le-am. Așa, comentând niște soluții de practică, spune, citez, soluțiile sunt, după părerea noastră, corecte. Concursul de infracțiuni face parte dintre acele instituții juridico-penale, paranteză, ca și prescripția, suspendarea executării pedepsei și altele, ale căror reguli se aplică în cazul succesiunii de legi penale în timp, în mod autonom, independent de încadrarea juridică a faptelor după legea nouă sau cea anterioară. De asemenea, se mai spune că profesorul Bulai apreciază că ar trebui aplicat global. Ce spune profesorul Bulai în cursul publicat împreună cu Bogdan Bulai în 2007? Teza inadmisibilității creării unei lex terții este unanim acceptată în literatura de specialitate și promovată consecvent în practica judiciară. În ciuda acestei unanimități, nu există o concepție unitară cu privire la conceptul însuși de combinare a dispozițiilor într-o așa numită lex terții. Într-o concepție restrictivă, se consideră că legea care este mai favorabilă în ceea ce privește calificarea faptei și de sancționare ilegală trebuie să se aplice și în ceea ce privește aplicarea altor instituții de drept penal, cum ar fi recidiva sau concursul, chiar dacă nu este mai favorabilă sub aceste aspecte. Într-o altă concepție, pe care o considerăm mai aproape de adevăr, determinarea legii mai favorabile trebuie să se facă în raport de fiecare instituție care se aplică în mod autonom. De aceea, dacă încadrarea faptei s-a făcut după una din legi, care era mai favorabilă, aceasta nu exclude aplicarea dispozițiilor din cealaltă lege cu privire la recidivă sau la concursul de infracțiuni, dacă acestea sunt mai favorabile, neputând fi vorba în acest caz de o combinație care încalcă lex terția. Legea oprește combinarea dispozițiilor care nu pot fi aplicate autonom. Și în continuare, pe exemplifică, este inadmisibilă calificarea faptei după o lege și aplicarea circumstanțelor atenuante din altă lege. Iată așadar, la fel, profesorul Pașca preia același mecanism. Prin urmare, unde e aplicarea, se cuvine să ne întrebăm, unde este aplicarea globală în doctrina română? Se mai face referire la explicațiile teoretice, spunând, profesorul Dongoroz a spus, aplicare globală. Problema este că în explicații teoretice, profesorul Dongoroz nu spune nimic despre această chestiune pentru că nu este comentariul domniei sale la articolul respectiv. Iar autorii care comentează au puncte de vedere diferite. Siegfried Kahane, care comentează articolul 13, într-adevăr, merge pe ideea unei aplicări globale. Pentru că atunci când se ajunge la concursul de infracțiuni, cred că Fodor e cel care comentează acolo, prezintă algoritmul de aplicare în două etape a legii penale mai favorabile, mai întâi pe individualizare și apoi pe tratamentul de la concurs. Deci, practic, nu există în explicațiile teoretice un punct de vedere unitar, sigur. Puteam să vă spun și eu, să vă dau exemplu doar de la concurs și să vă spun, uite, explicațiile teoretice spun că se aplică pe instituții. Nu. Într-o parte spun că se aplică global, în altă parte spun că se aplică pe instituții. Dar oricum ar fi de aici să ajungem să tragem concluzia că doctrina merge sau a mers pe ideea aplicării globale, este o distanță extrem de mare. Vă rog! Penal adnotat, codul Carol, în care este expus, chiar profesorul Dongoroz expune punctul său de vedere cu privire la la aplicarea pe instituții autonome și spune așa, alegerea legii mai blânde exclude implicit legea mai severă. Nu este deci îngăduită a se îmbina dispozițiile unei legi cu ale celeilalte pentru a se obține un rezultat și mai favorabil, fiindcă aceasta ar însemna crearea pe cale de aplicațiune a unei a treia lege, lex tertia, ceea ce nu este admis.
Odată însă stabilită, odată fapta stabilită și pedeapsa fixată conform uneia dintre legi, se poate recurge la instituțiunile care funcționează independent din cealaltă lege, dacă ele sunt mai favorabile infractorului. Ceea ce, așa cum am văzut, s-a conturat și în practica judiciară din perioada interbelică, în care s-a mers, cum vă citam din jurisprudența Curții de Casație, pe, într-adevăr, aici s-a încercat a se, uneori, s-a încercat a se generaliza o afirmație în care, de exemplu, dacă ne uităm în tratatul din 39, profesorul Dongoroz spune că nu se poate aplica circumstanța atenuantă dintr-o lege și încadrarea faptei din altă lege, ceea ce cu toții suntem de acord, dar de aici nu putem trage concluzia că s-a mers pe aplicare, că s-a mers pe aplicare globală. Era vorba de o soluție punctuală, care e absolut corectă, nimeni nu o pune, îndoială, dar după cum spunea doamna judecător și mulțumesc mult pentru completare, inclusiv în comentariile pe marginea codului Carol II s-a mers pe această, iar jurisprudența n-a avut nicio ezitare, jurisprudența Curții de Casație, să meargă pe aplicarea pe instituții autonome. Dacă îmi permiteți, totuși e corect să dăm și celălalt punct de vedere. Pentru că aș ține cu el sau n-aș ține cu el. Dar nu mi-am adus notițele, dar le aduc mâine și o să vedeți că cel puțin tot atâția reprezentanți de marcă ai doctrinei susțin cealaltă părere. Și spre exemplu, în cursul din 1911, Tanoviciano susține acest punct de vedere. În cursul din 1925, reeditat cu doctrina de Dongoroz, veți găsi 48 de pagini scrise de Dongoroz în care susține cu... Vă aduceți aminte cu dilema lui Protagoras, cu povestea frumoasă, cu avocatul care nu mai vrea să pledeze. Nu? El susține aplicarea în ansamblu. Mai mult decât, de întoarcem către vremea de astăzi. În cursul lui Vasiliu era esențial să spuneți și mai departe ce spunea domnul Antoniu, că atunci când una dintre infracțiuni este săvârșită sub legea nouă, nu se mai pune problema... Evident, dar cu asta cred că toți suntem de acord. Da, asta. Sigur. Mai departe, e adevărat că la București sunt mai mulți reprezentanți, pentru că e o școală mai mare, așa, dar și ei sunt împărțiți. Spre exemplu, în comentariile la Codul Stănoiu, făcute de domnul Constantin Mitrache, se revine asupra chestiunii și se susține aplicarea în ansamblu. Chiar dacă domnul Antoniu coordona respectiva lucrare. La Iași există doamna Zolinea, care susține în cursul prin 1996, de la chemarea, susține poziția aplicării în ansamblu, care, mă rog, așa trebuie evidențiat. La dumneavoastră, la Cluj, sunt doi profesori. Domnul Pașca, mai nou, în comentariile, în codul... Domnul penal. Pașca e la Timișoara, dar... Dar e coordonat de dumneavoastră, de Matei Basarab, comentariile. Domnul Pașca susține aplicarea pe instituții autonome, dar... Pe instituții autonome, sigur. Domnul Basarab, cu ceva ani în urmă, în 1995, în cursul dumnealui de drept, susține cealaltă... Nu cu valoare de principiu, acum în materie de... Tot așa, pe... Deci aici e problema, repet. Până la urmă e vorba de filozofia represiunii penale. Corect. Dacă vedem fiecare sistem, fiecare nouă lege, că vine cu un mod de a concepe pedepsele pentru infracțiuni, de a sancționa mai aspru pe cei care se întâlnesc mai des cu legea penală și mai puțin aspru pe cei ce se întâlnesc prima dată, așa cum se întâmplă în codul de astăzi. Când funcțiunilor, deci nu întâmplător, s-au mărit pedepsele în 1997 sau când. Nu întâmplător, din Condei. Nu. A fost la cerere, la presiunea aspră a celor ce nu reușeau să ducă la bun sfârșit dosarele și intrau cu ele în prescripție. Pedepsa are mai multe funcțiuni. Nu numai să sperie în general. Ea are funcțiunea aceea de prescripție pe care o poartă cât mai departe. Aduceți-vă aminte ce încărcătură erau pe procurări. Ele au venit mai târziu pe instanțe. Dar, ca idee, cred că trebuie să vedem fiecare lege cu filozofia ei. Deci dacă atunci se urmărea să se incrimineze cei ce se întâlnesc prima dată cu legea penală, s-a schimbat vremea. Nu putem să luăm filozofia din legea
veche și să o întâlnim cu instituțiile din legea nouă. Cu siguranță că le comparăm. Dar dacă una dintre ele, numai pe cea care apare în ansamblu, mai favorabilă, pentru că nu cred că există măsuri în această urmărire, în această trimitere în judecată, în aceste raporturi de tragere la răspundere, nu cred că instituțiile sunt chiar autonome. Nu în sensul că nu pot fi văzute oarecum independent. Dar ele toate concură, toate sunt într-un parteneriat la realizarea acestei acțiuni de tragere la răspundere penală. Deci cred că e o opțiune. Ori vrem să ne apropiem de filozofia de represiune penală și atunci, deși are oarecare opinia aplicării în ansamblu, are oarecare dificultăți, în sensul că trebuie să faci de două judecăți. Sau ne rămânem către cealaltă, la acea practică simplă în care vedem aplicarea legii penale mai favorabile pe instituții autonome. Referitor la chestiunea aceea cu termenul în care rămânea definitivă hotărârea rămasă definitivă pe 3 martie, chiar dacă a trecut peste sâmbătă și duminică, ea se încadrează evident pe articolul 5 și există întotdeauna o cale, există un interes, există o cale. Există o contestație la executare, există un eveniment care împiedică, ajunge la un judecător și el apreciază dacă intervenția noi lege o împiedicare la executare. Și atunci, cu siguranță că va da o hotărâre și va coborâ pedeapsa, așa cum spune legea. Deci există calea procedurală acolo. Credeți că într-o contestație la executare puteți reindividualiza pedeapsa? Nu. Facem aplicarea, deci să nu o nouă judecată. Facem aplicarea legii. O aduceți la maximul legal? Păi nu, atunci e 6, dacă o aduc la maximul legal, e articolul 6. Asta am zis și eu, că mai mult decât să o aduc la maximul prevăzut de legea nouă, n-am ce să-i fac, dar asta înseamnă 6. Pentru că dacă, de exemplu, el a fost condamnat, să spun, pentru un furt simplu la 5 ani, da? Și îmi vine legea nouă și a rămas definitiv așa că a dormit și n-a făcut recurs, mă rog. Așa, și intervine legea nouă care îmi prevede pentru furtul simplu maxim 3 ani. Ieșiți din ipoteză. Păi, asta era ipoteza. Nu, ipoteza era că cele care în legea de punere în aplicare trebuie să... Deci ar trebui să vedem când a rămas definitivă hotărârea. Dacă a rămas pe 10 martie, februarie. Păi, atunci sunteți nevoiți să vedeți că nu rămăsese definitivă. Și atunci, dacă nu a rămas definitivă, asta era problema, că ea nu era definitivă la 1 februarie. Și în contestația la executare vedeți acest lucru. Bun. Și la maxim. Asta vă spuneam și eu, că în contestația la executare pot doar să o reduc până la maximul prevăzut de legea nouă. Dar dacă ar fi să aplic articolul 5 pe bune, da? Aș putea să-i dau 2 ani, nu 3, de exemplu. Nu știu ce înseamnă pe bune, da. Păi, așa cum se aplică articolul 5. Da, da. Da. Și colegul a avut de vedere. Dar hai să luăm ce problemă discutăm noi acum. Combinat. Nu. Că colegul la un moment dat a făcut trimitere la o dispoziție tranzitorie care făcea referire, se ducea la ideea că nu mai aplicăm concursul de infracțiuni după legea nouă, numai dacă o faptă e comisă sub incidența legii noi. Nu, atunci, nu suntem aici. Nu, atunci e obligatoriu să aplicăm legea nouă. Deci acolo n-avem de a face cu lege mai favorabilă. Confuzie. Unde suntem noi acum? Punctul meu de vedere. Da. Deci noi suntem într-o situație de a simula o nouă judecată potrivit legii noi. Pentru că eu nu pot să fac individualizarea acum gândind, știu eu, are părat prejudiciu, s-a purtat bine în timpul procesului penal. Deci în momentul în care eu vreau să aplic legea mai favorabilă potrivit articolului 6, Noi suntem pe 5 acum. Nu, deci acum noi discutam, în discuția cu colegul, era ipoteza de aplicare a articolului 5, nu 6, despre 6 discutăm. Deci problema esențială care este acum la ordinea zilnică, că nu avem cauze care să cuprindă și infracțiuni după legea veche și infracțiuni după legea nouă. Așa e, toate sunt pe legea veche cu care ne luptăm acum, care face, evident. Noi suntem acum la ceea ce au făcut comisiile, adică au comparat codul vechi cu codul nou. De acord, dar asta, dacă îmi vreți, asta e o chestiune care ține de aplicarea pe pedepse definitive. Și dacă să nu devansăm discuția, că ajungem și acolo. E a treia parte, ca să, că după aceea ne încurcăm și nu mai știm despre ce
despre ce povestim. Deci deocamdată discuția de la care porniserăm era ipoteza în care acum suntem în curs de judecată, cu un concurs, cu o recidivă, cu suspendare, cu ce-o fi. Deci discutăm doar în contextul articolului 5, adică în situația în care încă nu avem o hotărâre definitivă, nu pe ipoteza de la comisiile, de la comisii și de la instanțe pe procedura respectivă. Revenim, ajungem și la ipoteza articolului 6. Acum, încercând, deci, pe apropo de ceea ce spuneați noastră, aici este o problemă, până la urmă, ca să aplic, deci atunci când aplic articolul 5, ca să revenim la problema anterioară, eu pot să fac orice individualizare, adică pot să aplic orice pedeapsă între minimul special și maximul special, nu? Cu asta cred că toți suntem de acord. Spre deosebire de ipoteza articolului 6, în care nu pot decât să reduc la maximul prevăzut de legea 9. Ei, în discuția pe care o, sau problema pe care o adusesem în discuție, problema era, pot să aplic în ipoteza respectivă orice pedeapsă între minimul și maximul prevăzut de legea 9 sau sunt ținut de, sau pot doar să cobor până la maxim? Și cred că, constat că de fapt suntem de acord că nu putem decât să coborâm la maxim pedeapsa. De aceea spuneam că, practic, soluția la care ajungem este soluția la care ne conduce șasele. Pentru că articolul 6 mă duce la maximul prevăzut de legea 9. 5-ul mi-ar permite, și asta înțelegeam eu prin aplicare pe bune, chiar îmi cer scuze pentru expresia nu tocmai academică, 5-ul mi-ar permite să aplic orice pedeapsă între minimul și maximul prevăzut de legea 9. Dar asta presupune o reindividualizare pe care nu cred că pot să o fac în calea contestației la executare. Asta, din punctul meu de vedere, dacă credeți că se poate, sigur, probabil că pot fi găsite argumente în sprijinul unei atar soluții. Revenind la problema, cu global sau pe instituții. N-aș fi de acord cu dumneavoastră că e mai ușor pe instituții. Dimpotrivă, e mai ușor global. Pentru că dacă aplicăm, e mult mai simplu ca într-o cauză în care am și mai multe fapte comise, și concurs, și recidivă, să încadrez totul pe o lege, să încadrez totul pe cealaltă și să compar rezultanta. Deci, din punctul ăsta de vedere, este cu certitudine mai simplu să mergem pe sistemul aprecierii globale. 2. N-am susținut niciun moment că teoria aplicării globale nu a fost susținută în literatura noastră de specialitate. Doar că mi-am permis să prezint aici ceea ce spun autorii despre care se susține că ar împărtăși sistemul aprecierii globale și nu e așa. Deci n-am contestat și nu poate fi contestat, este o realitate, că există autori de prestigiu care merg pe sistemul aprecierii globale. După cum există legislații în care s-a statuat de către legiuitor, cel puțin în parte, o aplicare globală. Spre exemplu, în legiuitorul spaniol în 95 a prevăzut în codul penal, și aici iarăși este un pic deformat, s-a spus, a fost sistemul aprecierii globale, a fost în parte sistemul aprecierii globale, pentru că dispoziția tranzitorie spune pentru aceeași faptă sau pentru o faptă nu pot fi aplicate dispoziții din cele din codul, deci e ori-ori, da? Asta era în esență. Dar atenție, era vorba de o singură faptă, ceea ce înseamnă că pluralitate, pentru pluralitate, gen concurs de infracțiuni, puteau fi combinate. Din nou, aici este, până la urmă, o chestiune să avem toate datele. Da? Se spune, de exemplu, la spanioli, la recidivă s-a aplicat sistemul aprecierii globale. Deci, voilà, e apreciere globală. Absolut corect. La recidivă s-a aplicat sistemul aprecierii globale. Cu o singură precizare. Starea de recidivă în codul spaniol este circumstanța agravantă. La circumstanțe toți suntem de acord că aplicăm sistemul aprecierii globale. De aceea, până la urmă, sigur, argumentele există și într-un sens și celălalt, totul este să le folosim cu bună credință și până la urmă nu cred că cineva, bun, discutând, lăsând la o parte, mă rog, inculpații, dar nu cred că cineva din cei angrenați în această dispută până la urmă științific, are o miză personală să ne impune un punct de vedere sau altă. Sigur, fiecare
susținem un punct de vedere pe care îl considerăm mai corect sau mai bine ancorat în tradiție, în practica de până acum și așa mai departe. Dar de aceea, referirile pe care le-am făcut la doctrina anterioară erau doar pentru a vedea că despre unii autori despre care se spune îndeopște că au susținut sistemul aprecierii globale, n-au făcut niciodată acest lucru. Sigur, un argument pe care îl regăsim reluat frecvent în ultima perioadă și el provine de la Zygmunt Kahane, în parte cel puțin, este legat de înțelesul noțiunii de lege mai favorabil. Se spune în articolul 13, respectiv articolul 5, se spune se aplică legea mai favorabilă, nu o normă mai favorabilă. Dacă avem, da, deci o lege în ansamblul ei. Iarăși, sigur că așa se spune, așa spune textul. Dar ce înseamnă lege penală? Că e definiția dată de legiuitor. Prin lege penală se înțelege orice dispoziție cu caracter penal. Prin urmare, o dispoziție, una bucată dispoziție, înseamnă lege penală. Și dacă ne întoarcem din nou la tradiție, până să avem acest text, iată ce spunea Curtea de Casație în 38. Termenul lege, folosit de legiuitor în articolul 3 din Codul Penal nou, adică codul de 37, nu trebuie interpretat în sensul strict tehnic, ci în acela mai larg de normă de drept. Deci nimic nu se opune ca să se combine normele mai blânde din două sau mai multe legi succesive. Prin urmare, deși nu exista o definiție legală a noțiunii de lege la acea dată, aceasta a fost interpretarea Curții de Casație. Și cred că este singura interpretare care se poate da, având în vedere astăzi definiția din articolul 173. Legea nu este o lege în sensul de act normativ, ci este în sensul de normă penală. De asemenea, articolul 10 din legea de punere în aplicare, care consacră de fapt un principiu cu care iarăși toți suntem de acord, că dacă o faptă din structura concursului, din structura pluralității, că poate fi și recidivă, este comisă pe legea nouă, tratamentul pluralității merge pe legea nouă. Dar, din nou, legiuitorul acolo permite combinarea dispozițiilor din legile succesive. De ce? Pentru că același articol 10 din legea de punere în aplicare prevede în teza finală exact ipoteza că pedepsele individuale au fost stabilite potrivit celelalte legi mai favorabile, sigur, pentru faptele comise până la intrarea în vigoare a legii noi. Vă reamintesc, articolul 10 spune tratamentul sancționator al pluralității de infracțiuni se aplică potrivit legii noi atunci când cel puțin una dintre infracțiunile din structura pluralității a fost comisă sub legea nouă, chiar dacă pentru celelalte infracțiuni pedeapsa a fost stabilită potrivit legii vechi mai favorabile. Cu alte cuvinte, pentru unele dintre infracțiunile din structura concursului pot să aplic legea veche, dacă e mai favorabilă. Pentru tratamentul concursului, dacă una e comisă pe legea nouă, trebuie să mă duc obligatoriu pe legea nouă. Este, de fapt, exact continuarea pe care n-am mai citit-o din ceea ce spunea profesorul Antoniu în comentariu din Vasiliu, dar aici asta nu e o chestiune controversată. Cu asta cred că toată lumea e de acord că dacă se întâmplă așa, discutăm despre legea nouă în cazul concursului. Și în fine, v-aș mai face trimitere, sigur, doar sub forma unui proiect de lege, fie ceea ce parțial ar fi apărut în ordonanța care n-a mai fost, proiectul de lege de modificare a codului de procedură penală, legii de punere în aplicare și la penal și la procedură, după articolul 4, se preconizează, sigur, o să vedem dacă Parlamentul adoptă în această formă, dar sigur, poate fi un indiciu despre poziția, cel puțin a inițiatorului, a guvernului. Proiectul este depus la Senat, pare numărul pe care l-am menționat acolo, 158 din 2014. În aplicarea prevederilor art. 5 se stabilește și se aplică pentru fiecare instituție de drept penal autonomă dispozițiile mai favorabile.
în verificarea lui 6, din nou cu aplicare autonomă, excepția, celebra decizie a Curții Constituționale referitoare la imprescriptibilitate. Deci sunt câteva repere care pe mine mă îndreptățesc să consider că soluția aplicării pe instituții autonome ar fi soluția corectă, conformă și cu tradiția, conformă și cu doctrina pe care aș îndrăzni să o calific drept majoritară, fără însă, sigur, a neglija sau pune sub semnul îndoielii și importanța autorilor care merg pe celălalt punct de vedere. De asemenea, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în practica din 70, după o perioadă de ezitări, practica pare să se canalizeze tot spre aplicarea pe instituții autonome. Din păcate, nu am avut ocazia să văd practică publicată de la instanța supremă. E adevărat, nu prea ajungeau cum era atunci, nu se prea ajungea acolo. În cursul profesorului Pașca, dar din păcate am găsit târziu trimiterea și n-am avut timp să o verific, așa încât nu mi-am permis să vă includ în material fără să o verific. Profesorul Pașca citează în cursul domniei sale din 2010 o hotărâre a fostului Tribunal Suprem în care se spune că, deși pedeapsa amenzii s-a stabilit potrivit legii vechi, e mai favorabil tratamentul sancționator pentru concurs aplicabil potrivit legii noi, întrucât e cumul juridic și nu cumul aritmetic, așa cum era pe legea veche. Deci era clar iarăși o aplicare în două etape, o aplicare pe instituții autonome, dar luat-o sub beneficiu de inventar, pentru că n-am văzut-o cu propriile simțuri și pe cale de consecință nu îmi permit să vă prezint ca existând. La nivelul tribunalelor județene din acea perioadă, practica a apărut deja începând de prin 70 să convergă spre aplicarea pe instituții autonome, chiar dacă, sigur, cel puțin în perioada de început, în 69, au fost suficiente soluții și pe ideea de aplicare globală. Cam acestea ar fi, sigur, argumentele. Nu vă ascund că prezentarea mea probabil este un pic partizană în ideea de aplicare pe instituții. Nu spun de astăzi, întâmplarea face că cu vreo 17 ani în urmă, în teza de doctorat, am abordat această problemă aplicării în timp la concurs și același lucru l-am spus și atunci. Și cu o mică excepție pe care o să vă prezint la momentul cuvenit, nu mi-am schimbat părerile față de ceea ce spuneam atunci. E ceea ce cred eu, dar repet, nu am venit aici pentru a impune un punct de vedere, ci pentru a vă prezenta câteva argumente pe care dumneavoastră urmează să le cântăriți și să vedeți cum stăm. Cred că suntem, dacă dumneavoastră mai aveți totuși înainte de pauza de masă, dacă dumneavoastră mai aveți intervenții sau întrebări, dacă nu, o să ne oprim momentan aici și continuăm după pauză. Sper că bine am văzut, e ora de pauză, așa-i?